avut promisiuni, au fost. Din 79 am îmbolnăvit la intestinul gros și au fost promisiuni că mă vindecă. Ca să-mi spună 96 că nu mai este leac. Am luat-o pe la popi, n-am găsit vindecare și atunci am luat Biblia. Dumnezeu cu Biblia sub cap. Aici am găsit pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus și voia Lui. Aici ai pâinea vieții, apa vieții, păstorul cel bun, calea adevărat și viața, trăiască Domnul. M-a lăsat un fost prieten să stau în casa lui și am început să citesc Biblia și nici și noapte. Aveam hemoragii zilnice din până anii 80. Nimeni nu mai zis că mai scap. În momentul când m-am pocăit, nu m-am dus la nicio adunare când nu m-a arătat Domnul să mă duc la Pentecostal. Am găsit că Dumnezeu vorbește prin vițe, prin vedenie și prin gura prorocii. Și m-a arătat să mă duc la Pentecostal, să dăbise pe Domnul. M-a găsit Iisus în lume prin suferință, l-am găsit eu în Biblie. Dar nu m-am întâlnit cu El fără părtășie. Aici ai Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, trăiască Domnul. Spune în Tei Epistola lui Ioan, capitolul 1, versetul 7. Dacă umblați în lumină, după cum El însușește în lumină, aveți părtășie unii cu alții. Sângele lui Iisus curățește orice păcat, trăiască Domnul. Aici Iisus curățește păcatele, vedeți pe Domnul. Și am început să mă duc la adunare. Când am început să mă duc la adunare, toți m-au părăsit. Neamul, părinți, frați, toți m-au părăsit. Iisus Hristos m-a primit așa cum am fost, trăiască pe Domnul. Iisus nu ne leapă de niciodată. Noi ne lepădăm de El, dar El de noi nu. Trăiască pe Domnul. Dă-ne putere să fim cu El o veșnicie. Amin. Mersi pe Domnul.